În ședința de guvern de astăzi s-a aprobat prelungirea termenelor de implementare a proiectelor de investiții derulate de primărie prin Planul Național de Dezvoltare Locală. Potrivit premierului Marcel Ciolacu, multe dintre aceste proiecte riscau să se blocheze deoarece depășeau perioada de implementare. Pentru a susține investițiile în comunitățile locale, prelungim cu 2 ani derularea Programului Național de Dezvoltare Locală. Sunt peste 3.000 de proiecte PNDL încă în derulare, care ar expira etapizat ori la 31 decembrie 2024, ori la 31 decembrie 2025. Fără această prelungire am pedepsit milioane de români, blocând rețele de gaze, apă și lucrări de reparații la drumurile locale. Vă reamintim faptul că primarii au sesizat de nenumărate ori sistemul birocratic stufos, din cauza căruia majoritatea proiectelor au demarat cu întârzieri semnificative, chiar și de 2 ani. Numai pentru un aviz, în unele cazuri, timpul de așteptare este de 6 luni.